frigurile Roitului. O întâmplare de acum 2 ani, petrecută pe la Turnu Măgurele, la Rapiță, undeva la 200 și ceva de kilometri de casă, stupii foarte buni, culesul a mers, la noi aici este o vorbă, eu așa știu că un bătrân de la care am preluat și noi apicultura, de fapt, taică-meu prima dată a preluat-o de la el, și bătrânul respectiv zicea, dacă vrei să faci treabă, trebuie să treci oltul, referindu-se la pământ, că e pământul mult mai bun. Și că automat și culturile dau altfel nectar față de zona asta noastră de sud, unde pământul este mai sărac, mai galben. Așa că și de curios și așa din ambiție să vedem despre ce este vorba dincolo de olt, ne-am dus la culesul de rapiță. Stupii foarte buni, foarte dezvoltați, așa cum am reușit să-i fac. Cu turte, atunci chiar foloseam și turte, între timp nu vreau să mai folosesc. Culesul a mers foarte bine. Am dus stupii acolo, am rămas acolo la stupi și în 3 zile, deci în 3 zile stupii au fost plini. Am sunat fratele, i-am spus că avem deja stupii plini. Lui nu i-a venit să creadă, pentru că nici nu văzuse noi așa ceva. El și cu serviciu nici nu a putut să vină la stupi. Și i-am cam lăsat așa, pot spune. Nu m-am apucat nici de botcăreală, că o să spună mulți că de ce n-ai botcărit sau... Na, pur și simplu nu vreau să fac așa ceva. Deci asta cu botcăreala pică din start. Barin, frate meu, nu vrea să audă de așa ceva. El nici măcar nu-i restrânge. El îi lasă pe 10 rame și merge foarte bine și așa. Am mai discutat și pe treaba asta și stupii nerestrânși. Lăsați pe 10 rame. Bine, să fie ceva de albine acolo, să nu fie acum 10 rame și 3 albine. Și se dezvoltă foarte bine stupii. La fel și ai lui, lăsându-i pe 10 rame, s-au dezvoltat foarte bine. Culesul foarte bun, automat au intrat în frigul roitului. La el chiar ceva mai bine ca la mine. Până ne-am dus noi acasă, până am făcut rame, până am venit cu caturi, deja stupii cântau. Mățile, de fapt, cântau. S-auzau cântând. Au urmat roiuri. Am venit noi cu caturi, am venit cu rame, dar odată intrați în frigul roitului, n-ai ce le mai face. Că să mai adună miere, normal că să mai adună. Cel puțin până în momentul intrării în frigul roitului, să adună miere, că de asta intră în frigul roitului, pentru că deja și-a făcut căciula. I-am lăsat așa. Nu-mi pare rău, este și asta o experiență de viață, am trecut prin ea, știu exact ce se întâmplă acum. Dacă nu se întâmpla, poate auzeam și eu pe unul pe altul că așa s-a întâmplat și că așa și mi se păreau povești. Dar trăindu-o acum deja știu despre ce e vorba, am văzut-o, roiuri multe, stupina mare, automat ești depășit. Și am făcut în continuare culesurile, bineînțeles am mutat la salcâm. Eu o să arăt câteva roiuri, roiurile respective, ca să se înțeleagă despre ce e vorba, cu toate că am mai spus eu pe multe filmări, dar vreau să-și arăt. Roiurile respective o să fie doar de la rapiță, o să se vadă și lanurile de rapiță, o să se vadă și stupii, cu toate că roiurile au continuat și pe la salcâm, doar că eu las filmarea doar 8 minute, filmarea este mult mai lungă, am arătat-o la câteva persoane așa în privat. Doar că la salcâm acolo apar ceva imagini pe filmarea din telefon și nu vreau să le public. Strict de familie. 8 minute deja o să se înțeleagă, sper să se înțeleagă despre ce este vorba și ce am trăit până la urmă. Ce am trăit și până la urmă postăm fiecare pe canalele noastre, cum am spus, ce vrem.
că se supără cineva, nu e nicio problemă. Și de atunci am încercat să găsesc metodă de a stăpâni stupina, toată stupina. Ah, că mai intră 2, 3, 4, exact cum a fost și anul ăsta, 4 stupi au intrat în frigurile răitului, au răit. Asta este, se mai întâmplă, e imposibil de controlat în totalitate, părerea mea. Dar important e să stăpânești marea parte și să faci treabă. Dacă ții albina în ladă, o să faci treabă, o să faci caturi cu miere. Prin metode simple, nu botcăreală, că acolo te duci cu câteva sute de stupi la rapiță, să zicem, primul cules fiind rapița. Cu toate că ați văzut, am arătat, nu tot timpul facem culesul de rapiță primul. Depinde de primăvara. Și să te apuci să ridici câteva sute de caturi, nu să botcărești. Nu mi se pare o idee bună așa, de asta am ajuns la concluzia asta cu 7 rame astea care le-am spus. Să dezvolt în primăvară fără intervenții multe, fără să deranjez coloniile și să reglez apoi din cat căciula, să nu mă mai ajung la frigurile răitului. Anul acesta mă rezum la astea 7 rame, atât cât sunt, puteam, cum am spus, o să-i fac și pe 8 și pe 9 și pe 10 rame, full de albină. E foarte simplu, doar sunt stupii mei și fac ce vreau cu ei. Dar eu vreau să controlez în același timp răitul. Și de moment mă rezum la atât. Dacă o să reușesc să-i stăpânesc pe ăștia, cum ziceam, prin metode simple, atunci anul viitor garantat o să arate și mai bine. Și o să am curajul să, din nou să-i bag mai puternici pentru a-i putea controla anul celălalt. S-a înțeles. Dar deocamdată mă rezum la atât. Pun în continuare filmarea 8 minute. E destul. Sănătate. Primul roi natural pe 2023. Îl mutăm în casă nouă. Cu ăsta, cu lada asta a fost transportată. Și acum îl mut în casă nouă. O să primească doar făițe și să se descurce. Nu l-am pus eu să roiască. Pe aici sunt măci. Asta e caput. Alt aici. Și eu mai văd. Uite încă un aici. Încă un aici. Una în ghemul ăsta. Să iași de degetele mele acum. E gata și asta. Da, mai roiesc. Mai și roiesc, stupii. Încă una aici. Și garantat mai sunt. Astea niște faguri de rame de 3 sfert pentru transport. O să primească niște miere de rapiță ca să aibă de lucru.
pentru că primește doar foițe. Și vedem cum evoluează. Se mai aude pe aici o matcă. În fine. De bătrâne, aha. Da, da. Ia să te uiți, să vezi că peste, sub el aceea sunt albine, moarte. Aici e unul, nu? Au, de ce ești de albină moartă? Aici ar fi 2-3. Mai încolo nu sunt. Aici nimic. De pe aici, prin astea, nu-i nimic, nicio urmă. Aici la tufa asta unu, doi. Asta se retrage ușor, ușor. Intras aici în cutia asta de bere. O fi vreo matcă în ea. Numai trântori văd că scutură. Gata. Cred că s-a umplut lada. Uite să nu mai încapă. Mai intră, mai intră. Mai intră un pic. Bun. A, să intre. Așa. Mai sunt aici lângă remorcă iar. Aici e unul mic. De o palmă. Este unul mic aici iar de o palmă. Aici e unul mare. Și aici unul. Și cam atât. Cam asta. Găsirăm. Mă uitai și dincolo, acolo nu-i niciunul, dincolo, de drum. Aia i-am făcut atunci când am fost sâmbătă, am știut. Aștia n-am mai apucat, asta e. Mă duc până aici până la tufa asta, dar nu cred. Nu.
Păi este și aici, uite. Ia uite ăsta ce are aici. Are și fagure crescut deja. A ruit de mult ăsta. A crescut și fagure. Asta mâine îl luăm. N-am în ce acum. N-am unde să intre. N-am unde să intre, stau în iarbă.